Bună seara! Bine ați venit la evenimentul Asociației Culturale Flower Power, care sărbătorește, într-un fel, puțin înainte de Marea Sărbătoare, printr-o mulțumire adresată profesorilor, în primul rând, care lucrează cu copiii, și întâlnirii dintre profesori și actori. De ce? Pentru că Asociația Culturală Flower Power și-a propus să dezvolte și să creeze, în primul rând, și apoi să dezvolte programe care să îmbine educația cu arta teatrală și cinematografică. E vorba de o metodă nouă de aplicare a anumitor cunoștințe, de fapt de învățare aplicată, unde arta teatrală este foarte potrivită. De aceea am invitat pe cei care au dorit să vadă despre ce e vorba și să participe la acest eveniment. Am invitat elevi de la Școala Copiilor, pe care o să o prezint imediat, și elevi de la Colegiul Național Elena Cuza din București, împreună cu profesorii lor. Această asociație este vorba de un nume care poate vi se pare puțin prea modern, Flower Power. Dar de ce se numește așa? Pentru că e vorba de oameni care fac parte din generația Flower Power, adică o generație cu minte, care nu vrea violență, ci vrea să dezvolte lucrurile cu frumusețe și cu bunătate. Asta ne caracterizează și poate din cauza asta suntem foarte puțin cunoscuți. Flower Power își dorește să facă simțită prezența în viața artistică a unor actori, regizori și în același timp profesori din această generație, care să devină la rândul lor repere pentru copiii din școli. Emilia Mihaela Căruntu, 4 ani, Ana Ecaterina Dumitru, 4 ani și Laura Gabriela Moceanu, 5 ani, pregătite de doamna profesoară Daniela Andrei. Daniela Andrei este fostă componentă a lotului național de servoare la gimnastică artistică și a reprezentat România la mai multe competiții internaționale, clasându-se pe primele locuri, atât la individual compus, cât și la finalele pe aparate. O invităm pe doamna Daniela Andrei în scenă. Bună seara! Bună seara! Cum lucrați cu copii de 4-5 ani? Foarte frumos! Cum se poate mai bine, într-o dispoziție foarte plăcută. Adică le explicați care sunt mișcările sau cum reușiți să-i faceți să... Da, și în cel mai mare caz fac în fața lor și se uită la mine și încearcă să facă ce fac și eu. Vă mulțumim mult pentru prezență și premii din partea Asociației Culturale Flower Power, atât pentru domnișoara profesoară, fostă gimnastă de performanță, cât și pentru copiii pe care i-ați văzut dansând. Premiile, și mulțumim cu această ocazie celor care ne-au ajutat, sunt oferite de editura Velant, este vorba de editura care face parte din grupul Cărturești,
și care le-a oferit niște cărți cu o grafică extraordinară și care conțin niște texte foarte bune pentru teatru. Și de asemenea despre Hufigal, care le-a oferit niște produse bio, extrase din plante și care sunt foarte potrivite pentru copii. Mă rog, despre ele vom mai vorbi pe parcurs. Mulțumim celor care ne-au ajutat și vedem încă un grup de la Școala Copiilor. Este vorba de un moment de dans aerobic. De data asta vom vedea niște fetițe ceva mai mari și după aceea vom afla și cine ne-a pregătit. Și contemporan, majorete. Avem majorete în școlile din România? Mai sunt. Mai sunt sau sunt? Sunt și mai sunt. Atunci când am început eu, încă nu era răspândit atât de mult conceptul de majorete și antrenamentele de majorete. Și ce fac majoretele la școală? În afară de a susține echipele de, dacă există fotbal, handbal, basket, dans. Și apar la evenimente. O să o invit în scenă și pe doamna Gabriela Ionescu, care este reprezentanta Școlii Copiilor. E vorba de Școala Copiilor Minardo. Am înțeles că e vorba tot de o asociație care dezvoltă programe pe zona de dans, da? Și coreografie și sport. Da, așa este. Suntem Asociația pentru Formare, Școala Copiilor Minardo fiind brandul nostru, numele de marcă, numele de scenă. Și în cadrul acestei școli avem activitatea de dezvoltare armonioasă din toate punctele de vedere. Pe de o parte, dezvoltare psihologică, relațională, dar și dezvoltare fizică, prin mișcare, prin dans, majorete, gimnastică aerobică și handbal. Avem și o secție de handbal cu echipă deja în campionatul Asociației Municipale de Handbal. Spuneți-mi acum un secret. Sunteți sprijiniți de sponsori, de companii, de oameni în general care au posibilități financiare? Sigur că activitatea de fundraising este cea mai importantă și noi din asta supraviețuim. Proiectele, de asemenea, sunt o altă componentă care ne ajută să ne dezvoltăm și sigur că există, bătând la multe uși, dându-ne afară, intrăm pe geam, știm procesul. Da, cunoaștem. Vă mulțumim foarte mult și vă oferim de asemenea premii pe care le-am pregătit special pentru dumneavoastră. De sărbătorile organizate de noi și sper să putem colabora în continuare și cu ocazia asta am să le spun celor prezenți că Asociația Culturală Flower Power are mai multe proiecte în zona
adresată copiilor. Unul dintre ele este tabăra de teatru și film Actor Kids. E din nou un nume englezesc. Multă lume mă întreabă de ce, mai ales domnul Grigore Leșe, de ce Actor Kids și nu copiii actori? Pentru că facem parte deja din Uniunea Europeană, pentru că proiectele trebuie să fie înțelese și de oamenii care poate nu cunosc neapărat limba română, și pentru că vrem ca această tabără, ca și școala dumneavoastră, să aibă deschidere și către zona internațională. Să știți că România probabil că este privită așa cum este privită și din cauza că nu știm să ne respectăm și să ne promovăm valorile. Vă mulțumim, doamnelor profesoare, vă mulțumim și vouă, fetelor, și succes mai departe! Ați luat-o pe drumul bun! Aveți la intrarea în sală câteva picturi expuse, în partea dreaptă, cum veți ieși. Ele, chiar dacă nu vă vine să credeți, eu am avut o surpriză extraordinară văzându-le, au fost realizate de o fetiță care are abia 11 ani. Este vorba de Ilinca Gheorghiu, pe care vreau să o invit aici lângă mine. Abia acum un an jumate m-am apucat de cursurile de pictură. Și faci cursuri de pictură cu o doamnă profesoară care, la rândul ei, este artist plastic. Da. Cum se numește? O cheamă Luciana Toma. Da, ai fost remarcată la grădiniță sau cine? Cum ai descoperit că ai acest talent? Am pictat la grădiniță, profesoarele de acolo le dădeau copiilor desene pe care să le coloreze, iar mie îmi plăcea foarte mult să le desenez și părinții mei au văzut că sunt talentată și când am împlinit 9 ani, m-am dat la cursurile de pictură. Și când pictezi? Că după ce vii de la școală sau? Mai pictez pe acasă, dar cursurile le fac sâmbăta sau duminica. De exemplu, astăzi am făcut cursuri de pictură dimineața. Ilinca Gheorghiu, sper să devină un pictor recunoscut, a avut deja câteva expoziții și ne vom strădui să-i mai organizăm o expoziție. O să vedeți, chiar vă invit să priviți tablourile, sunt minunate. Ai un premiu din partea noastră, al Asociației Culturale Flower Power, sper să-ți placă. Sunt niște cărți acolo care sigur o să-ți placă pentru că au niște desene foarte frumoase. Îți mulțumim mult că ai venit și îți dorim succes mai departe. Ne-am dorit prin acest tip de evenimente să putem să oferim șansa copiilor să facă aceste studii de artă. Pentru că talentul, fără să fie încurajat și sprijinit, nu dispare, dar e foarte greu să ajungi acolo unde ai putea ajunge dacă nu ești ajutat și nu ești înțeles. Eu știu asta pentru că am avut șansa să întâlnesc niște oameni care m-au ajutat și m-au sprijinit și cărora le mulțumesc. Și aș vrea să fac un apel cu ocazia asta la cei care pot să participe alături de noi la această idee de a oferi burse de studii artistice. Asociațiile pot face asta, au posibilitatea de a aduna niște fonduri pe care după aceea să le dăruiască copiilor. Sunt unii care nu au posibilități sau nu pot fi sprijiniți de familie și atunci nu au cum să urmeze aceste cursuri. Fac, bineînțeles, cursuri la școală, dar nu e de ajuns. Plus că pentru o artă de tipul ăsta, cum e pictura, e nevoie de materiale, e nevoie de uleiuri, de pensule și așa mai departe, care toate înseamnă o cheltuială și pe care nu mulți și-o pot permite. Am să spun cu ocazia asta că un pictor ne-a propus să ne dăruiască un tablou, văzând apelul nostru pe Facebook și pe unde am promovat acest eveniment. Sper, nu știu dacă este aici în sală, dar sper că vom primi acel tablou.
Ideea acestei gale a fost ca artiștii să dăruiască ceva copiilor, să le dăruiască ceva din ceea ce ei au creat sau din ceea ce ei pot dărui. Ce se va întâmpla cu aceste obiecte? Probabil tot publicul va hotărâ, ca în cazul artiștilor de obicei. Vreau să vă mai spun că în premiile pe care le-am oferit domnilor profesori se află și câteva, să le zic, produse, tot artistice, realizate de Teatrul Național din București. E vorba de conferințele organizate la Teatrul Național, care au fost înregistrate pe DVD. Sunt conferințele unor personalități din zona culturală mai ales, care